Domnilor, bine ați venit la Centrul Internațional de Cultură și Arte George Apostol. Am ridicat pentru prima dată cortina spectacolului cărții, spectacolul lumii, Omar Khayyam, în octombrie, atunci când am sărbătorit 25 de ani de la înființarea Centrului de Cultură George Apostol. Suntem în anul în care sărbătorim 25 de ani de la înființarea acestui centru de cultură, despre care se face vorbire aici, la Bacău, în țară și în lume. Este, dacă vreți, prilej de bucurie pentru toți cei care 25 de ani au făcut posibilă comunicarea cu mediul cultural al Bacăului, al țării și al lumii, aici la Centrul Apostol. Pentru toți cei care au îmbrățișat cu bucurie proiectele și programele culturale ale Centrului în varii domenii, este sentimentul nostru într-un fel de împlinire, pentru că fără acest sentiment, parcă uneori golul acesta care se întinde, vorba poetului, atât de prezent în acest spațiu, spațiul Bacăului, spațiul cultural al Bacăului, un gol istoric se întinde, este preluat astăzi de mici analfabeți care vor să transforme acest spațiu în cu totul altceva decât este el. Sau să-l ducă într-o altă zonă cu care spațiul acesta nu poate rezona. Pentru că este un spațiu profund, cultural, în mijlocul chiar al Moldovei. Pentru că aici avem de atâta și atâta timp dovezi
că ideea, sentimentul cultural sunt vii. Pentru că aici există Filarmonica Mihail Jora, de care unii nu știu. Unii dintre cei care vor să se așeze în fața a ceea ce ei cred că numesc cultură. Aici, de atâta timp, există un teatru numit Bacovia. Bacovia și totuși nu George Bacovia, așa cum confundă foarte mulți dintre cei care vin la Bacău, pentru că acestui teatru nu i s-a făcut niciodată o imagine așa cum se cuvine. Aici există de atâta timp o revistă Ateneu. Aici există o bibliotecă importantă. Aici există de atâta timp oameni care au făcut istorie și care au construit, au zidit în cultură. Unii n-au auzit nici de Vasile Alexandrii, n-au auzit nici de George Bacovia, amândoi născuți pe aceste meleaguri. Unii n-au auzit nici de Vrânceanu, n-au auzit poate nici de regele Ferdinand. N-au auzit de nimic, dar fac gălăgie, se agită. Și mai mari analfabeți ai timpurilor moderne de aici, de la Bacău, îi sprijină. Cu siguranță știți foarte bine, foarte mulți dintre dumneavoastră la ce fac vorbire. Iar la finalul, pentru că nu vreau să transform acum această superbă întâlnire în altceva decât în ceea ce ne-am propus, la finalul întâlnirii noastre am să vă rog să semnați, cine o să doriți, o petiție care va trebui să întregească cu numele celor care vor semna ceea ce am demarat deja către Ministerul Culturii din România. Vă mulțumesc de pe acum. Să revenim la această seară. Spuneam că am ridicat pentru prima dată cortina spectacolului cărții, spectacolul lumii, iar astăzi vă propun să ne întâlnim aici în cele trei acte ale spectacolului sub deviza ce operă de artă este omul. Și pentru că avem a recupera ceva din ceea ce s-a întâmplat în acest an, pentru că așa suntem noi românii, ne risipim atunci când ar trebui să ne adunăm, dar este bine când ne suntem împreună, din nou împreună, să-mi permite să fac gestul pe care l-am făcut în octombrie, un gest de mulțumire pentru tot ceea ce însemnați pentru acest loc, pentru tot ce sunteți pentru Bacău. Dacă vreți, cu modalitatea noastră proprie, distinctă, de a ne adresa oamenilor în care credem, personalităților puternice ale timpului nostru, cei care încă mai suntem vii. De aceea, sub această egidă, vă rog să-mi permite să încep prin a înmâna în prima parte a serii noastre diploma și medalia aniversară unor personalități importante, unor oameni care au fost prezenți și nu numai au fost prezenți, au sprijinit tot ceea ce am făcut noi aici la Centrul de Cultură George Apostu. Am să încep însă cu un titlu, pentru că mi se pare important să dăm cezarului ce este al cezarului și să încercăm să vedem că printre noi sunt personalități importante ale Bacăului care rezonează cu tot ceea ce înseamnă spațiul cultural românesc și internațional. Tocmai de aceea
O să vă rog să-mi permiteți să înmânez în această seară diploma de onoare și titlul prieten al Centrului George Apostol pentru sprijinul moral și intelectual responsabil într-o ridicare a profesionalismului în artă, la rang de principiu suprem, pentru înțelegerea generozității ca spirit al locului, domnului Ovidiu Genaro. Sigur, medalia și diploma aniversară. Vă mulțumesc dumneavoastră că asistați la această onoare pe care Centrul George Apostol Internațional, fără îndoială și chiar adevărat am spus, internațional, vă mulțumesc din suflet că existați, că sunteți un receptor de cultură nemaipomenit, prin dumneavoastră trăiește și Centrul Internațional George Apostol. Vă mulțumesc foarte mult, George. Și ție. Diploma și medalia aniversară Centrul Internațional de Cultură și Arte George Apostol, 25 de ani de la înființare, credință și statornicie în asumarea și creșterea moștenirii spirituale a lui George Apostol, în slujirea valorilor intelectuale, artistice și morale românești și europene, domnului Dumitru Brăneanu. Mulțumesc pentru încrederea acordată, nu știu dacă meritam această diplomă, scuzați modestia, probabil că totuși domnul Geo s-a gândit el că sunt și eu pe aici. Dar ceea ce este important și vreau să o spun și cu altă ocazie, iată, cred că într-un viitor se va întregi o triadă de George. George Apostol, George Bacovia și vom avea și un George Popa, mai târziu, sigur, care va face parte din această triadă și eu vă spun că merită acest lucru și trebuie să recunoaștem, să-i dăm cezarului ceea cezarului, pentru că dacă nu era dânsul să bată ca un leu pentru că acest centru, tot acest spațiu și această locație să rămână în domeniul public al statului și să rămână pentru cultură și pentru Băcăuani, sigur că astăzi era altceva aici, cum spunea mai devreme dânsul, iată că e omul care a marcat timpul și locul. De aceea cred că în viitor George Popa va avea locul lui și meritul lui și statuie poate aici la acest centru pentru că merită cu prisoțință. Deci vom avea o triadă George Apostol, George Bacovia și George Popa. Vă mulțumesc tare mult și multă sănătate și sărbători fericite. Trebuie să mă apuc de scris, de poezie, trebuie să mă apuc și de muzică, ca într-un târziu, cine știe când, să mi se spună și mie, George. Diploma și medalia aniversară domnului Ovidiu Relu Cojocaru.
Ne-am obișnuit cu astfel de întâlniri, ne-am obișnuit cu astfel de seri minunate, pline de spiritualitate și suflet, ne-am obișnuit cu tine, chiar dacă în ultima perioadă îmi pare dezamăgit de oameni și de locuri, dar azi în preajma sărbătorilor Geo îți spunem te iubim. Mulțumesc, domnule. Diploma și medalia aniversară domnului Mihai Tulbure. Să știți că în Bacău sunt oameni care nu se văd, dar care fac mult pentru ceea ce înseamnă Bacăul. Nu e necesar neapărat să fii în față așa și să scoți ochii tuturor cu ceea ce faci. Trebuie să știi că faci parte dintr-o echipă. Asta îmi place cel mai mult la Mihai. Mulțumesc! Este, cred că, prea mult, este neașteptat de mult. Vă mulțumesc frumos că m-ați primit în acest fel, în lumea dumneavoastră, o lume atât de frumoasă. Vă mulțumesc! Ce ne-am face noi dacă nu ar exista cei care duc cuvântul mai departe? Ne fac cunoscuți aici și peste tot în lume. Diploma și medalia aniversară domnului Cornel Cepariu. Așa este. Totuși am să spun un lucru. Acum câteva săptămâni Joe Bobo îmi spunea că spunea de fapt unui interlocutor de-a nostru că sunt supărat pe el. Cum pot să mă supăr eu pe cineva care însuflețește un spațiu destinat cu totul și cu totul altceva decât ceea ce se întâmplă. Minunate întâmplări pe care le avem aici cel puțin o dată pe lună. Pe Joe Popa nu te poți supăra niciodată. Pe Joe Popa trebuie să-l apreciezi, trebuie să-l asculți, trebuie să glumești cu Joe Popa, că uneori ia lucrurile prea în serios și prea în grav. Dar pe Joe Popa nu poți decât să strângi în brață și să spui mulțumim frumos că avem, că ești un urmaș al lui Popor, al lui Lovinescu, oamenii care adunau în jurul lor ce era mai frumos în Iași, în București. Mulțumim, Joe Popa, pentru tot ceea ce faci. Diploma și medalia aniversară domnului Cornel Galben. Principiile voastre rămân pozele. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu. Foarte mulți din cei prezenți aici știu că domnul Cornel Galben a văzut cum am evitat cacofonia, pentru că în textul acela de care făceam vorbire, textul acela de care vorbim vorbire e plin de astfel de greșeli. Tocmai de aceea, măcar pentru asta trebuie semnat. Ca protest, ca reacție civică la o mizerie care nu trebuia să se întâmple. Diploma și medalia aniversară domnului Grigore Codrescu. În asemenea, suită, sigur că sunt
președinte. Vă doresc sărbători fericite și le mulțumesc din suflet tuturor celor care au avut încredere în mine. Celor care sunt aici și celor care nu sunt aici. Dar cu Geo Popa predică lucruri excepționale. La mulți ani! Mulțumesc! Diploma și medalia aniversară domnului Valeriu Traian. Mai dă o dată. Să la fi discutat. Pe parcursul acestei seri vom mai face mici întreruperi pentru a amâna și altor prieteni buni, oameni adevărați, oameni ziditori. Această medalie și diplomă aniversară în semn de recunoștință pentru tot ceea ce fac pentru spațiul cultural al Bacăului. E bine, am spus, spuneam că începem primul act al acestei seri sub egida Ce operă de artă este omul? Cum am putea începe altfel decât cu muzica? Muzica care ne unește cu totul. Fagotissimo, Mihai Timofti, Mihai Badiu, Mihai Gavril și Pavel Ionescu. Vom asculta în această primă parte a programului nostru lucrări de J. Zamechnik, La Petite Coquette și Nacho Herbraun, The Wedding of the Painting Doll. Quartetul Fagotissimo. Thank you.
Thank you.